Salut. În data de 25 ianuarie anul acesta am decis să multiplic cactusii, suculente, plantele suculente pe care le am la fereastra din camera de la bloc. Așa că am tăiat cu foarfeca o parte din aceste plante și le-am pus la înrădăcinat într un vas simplu cu pământ de flori. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în intervalul scurs din data de 25 ianuarie până în prezent, până în 12 martie. Cu un creion încerc să detașez puțin pământul și planta noastră să o ridic de la sol. Să vedem dacă a format rădăcini în acest interval. Redicarea este destul de dificilă pentru că sunt foarte mulți spini care înțeapă foarte tare. Dar deja se observă că avem rădăcini. Deja observăm filamentele albe ale rădăcinilor formate. Așa că înrădăcinarea este cu succes. Eu am văzut că funcționează pentru că planta nu a murit, nu s-a uscat în acest interval de timp scurs. Dar, așa cum se vede, avem rădăcini puternice, bine dezvoltate, deci, procedeul a avut succes. Îl repunem la loc în vasul lui, retasez pământul și îl ud. Același procedeu l-am aplicat și la acest, acest, tip de cactus și pe el l-am tăiat în aceea zi, tot în 25 ianuarie. Haideți să vedem și la el. Da. Rădăcinile sunt formate. Filamentele albe ale rădăcinilor ne confirmă faptul că înrădăcinarea a avut succes. Și prin acest procedeu putem cu siguranță să obținem noi plante. Îl reașez în vas, le rehidratez bine substratul, solul din care au fost scoase. Așa că, prin această metodă, puteți să vă munțiți cu succes și voi plantele pe care le aveți în apartament.